Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Isabela Neagu, prietena dumneavoastră de dincolo de ecrane și de această dată v-am adus alături o invitată specială, o invitată care nu doar că o să ne spună o poveste frumoasă, ci o să ne și dăruiască din cântecele pe care le interpretează. Alături de mine este colega și prietena mea, Alexandrina Cătălina Chițimia Țigău, un om deosebit, cum vă spun eu de altfel despre toți invitații, pentru că eu caut să găsesc de fiecare dată oamenii care chiar merită să fie în atenția dumneavoastră și să fie descoperiți și văzuți în adevărata lumină pe care o reflectă. Bine ai venit, draga mea, alături de noi! Bine v-am găsit, îți mulțumesc tare mult pentru invitație, pentru prezența mea în casa sufletului tău, dacă îmi dai voie să spun așa. Sunt onorată și pentru a-mi alunga puțin emoțiile, am să spun că este primul interviu, cred, nu mai mi-aduc aminte să fi fost invitată atât de aproape de viața mea. Să spun lucruri atât de profunde, poate, despre mine, așa chiar unul la unul și dacă a fost, poate a fost atât de mult încât am uitat. Mă bucur din tot sufletul pentru că eu sunt acel om care reușește să afle din secretele sufletului tău și succesului tău pentru că tu ești un om atât de frumos și atât de modest și atât de natural prin tot ceea ce face și ne împărtășește. Și sunt sigură că sunt foarte mulți oameni care sunt în asentimentul meu. Pentru că întrebarea noastră, ca de obicei, este cine este omul din spatele specialistului? Vreau să-ți adresez și ție și să ne răspunzi cu maximă sinceritate, așa cum știu eu că mi-ai vorbit de fiecare dată. Așa cum ai spus, cu maximă sinceritate, nu mai știu în ce context mi-ai pus întrebarea aceasta. Și m-am gândit cine sunt eu. Și m-am întors acasă la mine, undeva când tata îmi spunea că sunt, iartă-mă că spunea așa, era descrierea momentului praf în condițiile în care eu mă studiam, că asta făceam, studiam cu tata și el îmi spunea de fiecare dată, o să iau de la început, că nu este bine. Odată cu trecerea timpului am ajuns să spun într-o altă notă că sunt praf de stele. Și acesta este răspunsul meu, cine sunt eu. Sunt o mică părticică din acest univers care cred că a venit atunci când trebuia și dincolo de această mică părticică din univers sunt un copil, adolescent, tânăr, soție, mamă și printre ele soție, mamă, sunt profesor de canto de 20 de ani trecuți. Mulți înainte. Mulțumesc. Am început la școala populară de arte. Drumul meu nu a fost simplu și așa cum îți povesteam în drumul minunat pe care l-am parcurs împreună până aici, Dumnezeu m-a ales dincolo de toate pentru că eu nu am avut chiar toate resursele să-mi dau seama dacă sunt pe drumul cel bun. Ambiția și perseverența m-a adus în acest punct, zic eu, de reușită, pentru că m-a ales Dumnezeu. Eu doar am răspuns acestei chemări și așa cum îți povesteam, drumul meu n-a fost deloc ușor și mi-am propus ca, dincolo de drumul parcurs de mine, de multe ori cu spini, așa, cu mărăcinea aceea de la trandafir, dacă pot să mă exprim așa, am spus că cei care vor intra în contact cu mine vor păși pe petale, pe petale de trandafir, orice floare care le va ușura acest parcurs. Vorbim de muzică, pentru că pentru mine muzica este acasă. Îmi petrec foarte mult printre copii, foarte mult timp. Și dacă nu ar fi fost acasă, nu aș fi putut să răzbesc, pentru că este o muncă pe care, în care trebuie să depui pasiune, devotament, implicare, cred că 100%. Și cu siguranță foarte mult suflet, pentru că vorbeai tu despre petale. Eu ți-am mai spus și vreau să le spun și telespectatorilor noștri, te-am văzut ca pe o floare de mac, o floare frumoasă de mac care ne aduce
Acea nuanță de care are nevoie viața noastră, nuanța iubirii, pentru că roșul este nu doar simbolul mărțișorului, pentru că ne aflăm în luna martie, ci cu atât mai mult ne aduce acel suflu de viață, de bucurie. Și de ce nu, cântecul este o bucurie pentru sufletele noastre, acel balsam de care avem cu toții nevoie, este un motor al sufletelor. Și când avem o zi mai puțin bună, dacă punem un pic din muzica preferată, cu siguranță ne-am schimbat starea. Și poate cel mai frumos lucru, dragii mei și draga mea, este faptul că nu trebuie niciodată să ne uităm tradiția. Și după cum puteți vedea și admira, are un superb costum popular invitata mea și nu întâmplător în culorile mărțișorului. Nimic pe lumea aceasta Dumnezeu nu pune întâmplător în calea noastră, nici întâlnirea noastră nu a fost întâmplătoare. Și pot spune faptul că tu ești o filă de tradiție, o filă de cântec și de bucurie sufletească. Și cu atât mai mult, cred că cea mai nobilă misiune a unui interpret, indiferent că e de muzică populară sau de muzică ușoară, este faptul că știe să dea mai departe și celorlalți din bucuria pe care o poartă în suflet. Și mă refer acum la faptul că tu le împărtășești și copiilor cu care lucrezi, copii atât de frumoși, și admiram, chiar mă gândeam, ascultând în evenimentul în care ați avut și voi ați participat, ați avut un moment de bucurie, îmi amintesc că eu am văzut fetițele, floricelele cu care ai venit însoțită, am văzut că de fapt te oglindeau și ele se oglindeau la rândul lor în tine. Ce simți în momentul în care vezi aceste bucurii cum cresc alături de tine, de mici, și ajung la un moment dat în acel moment în care chiar reușesc să strălucească la fel de frumos și de puternic precum le-ai fost tu exemplu? Ce să simți? O împlinire, nu știu, cred că sunt mai multe de dezvoltat în punctul acesta, împlinire. Împlinire că nu ești, că ești în locul potrivit, cred că mai degrabă, că ceea ce ai făcut a avut un sens, că ești, mă pot numi un deschizător de drumuri. Să știți că, dacă îmi dați voie să vă spun, copiii pe ușa mea, în momentul în care intră, nu-i mai, altădată mă gândeam să fie, wow, să aibă un auz, să aibă un ritm, să aibă aceste abilități pe care le poate într-adevăr pune în practică mai ușor, m-aș fi bucurat eu. Eram chiar poate tristă la un moment dat, spuneam, Doamne, dar chiar, da, Doamne, de ce nu vin ca și la alți colegi, nu știu, copii pe care să-i formez mai ușor, mai repede, dar de fapt aceasta este menirea mea, de a-i lua pe cei care au acel dram de abilitate, iar eu o pot îmbunătăți. Pentru că aici nu este vorba doar despre a cânta, deși acesta este pilonul principal, este vorba de cum îl înveți să pășească, da, cum îl înveți să meargă la baie și cum trebuie să se șteargă, astea fiind din culise. Uneori avem și rolul acesta. De prea multe ori l-am avut pe acesta și, ce să spun, ne educăm împreună. De a-l învăța să vorbească, copii care am făcut dicție, poate nu scoteau multe dintre literele pe care trebuia să le folosească în cântec. Ce să spun, să pui sunetul acela exact în a suna așa cum ar fi bine să sune o piesă, să ajungi să interpretezi, dar acesta este un parcurs nu neapărat lung. Uitați-vă, la mine am 20 de ani, mulți un parcurs mulțumesc de formare. Într-adevăr, dar vedeți, totodată trebuie să ne dăm timp, pentru că nu este indicat să-ți aduci copilul, de exemplu,
atunci când se vine la mine. Ar fi bine de luat în calcul că nu poți face asta peste noapte, iar dincolo de toate copilul poate are nevoie doar să cânte pentru a se descoperi pe el, nu pentru a ajunge neapărat să cânte pe o scenă, deși nerăbdători fiind, ne dorim să cânte pe scenă a doua zi. Da, eu sunt o tipă, un om, o persoană, o profesoară de genul acesta care cel mai mic rol e binevenit ca tu să te integrezi. Dar eu zic că este nevoie de răbdare, pentru că așa cum ați văzut fetele pe care le-ați văzut, printre care și fiica mea, Alexia, sunt copii care au avut un parcurs de cel puțin 10 ani lângă mine. Adică atunci când îl iei de la 4, 5, 6, 7, deja nu credeți că noi vorbim doar despre ce putem cânta. Adică eu nu aleg neapărat un repertoriu până nu le întreb pe ele. Și asta este o independență creată de mici. Ce cântăm astăzi? Vă place? Îți place? Te integrezi? E bine? Nu e bine? Poate astăzi nu ai starea necesară pentru a cânta un anume cânte pe care ți-l propun. Și atunci, ceea ce ați văzut dumneavoastră, lumina aceea, oglindirea aceea pe scenă, este pentru că noi suntem acasă, sufletește, pe unde mergem. Nu ai cum să... Chiar îmi spunea o mămică, nu știu ce le faci. E ceva, se vede, o lumină, o oci... Ce să fac? Când e de dat? Scuzați. O tot spun așa frumos, delicat. Dom'le, când e de ceartă, e de ceartă. Când e de... vorbesc de cei cu care merg la spectacole. Adică ne pupăm, ne pupăm, ne pupăm și dintr-o dată vezi că mă simte copilul respectiv că mi-a picat sistemul. Numai de un restart. Da, e pentru că una este ce ne jucăm noi și una e ce ne permitem noi să ne permitem și una este când pot să spun despre ceilalți că au așteptări. Dar așteptările acestea nu trebuie neapărat sau trebuie. Nu este nevoie să fie blânde. Dar de multe ori am realizat că cel care te ascultă nu se gândește că poate nu ai o zi chiar bună. De exemplu, în ziua în care m-ați văzut, să știți că eu am vrut să fug din sală. Nu mi s-a întâmplat să spun. I-am spus soțului, eram răcită. Și am spus, eu am venit, m-am îmbrăcat, eu nu pot să urc. Ok, i-am spus fetelor din dreapta mea, cred că o să mă urc pe scenă, să fiu și eu doar împreună cu voi, să se vadă că am avut intenția. Într-adevăr, tehnica vocală pe care o folosesc mă poate ajuta să-mi îmbunătățesc vocea pe repede înainte și să pot participa la evenimente, dar psihicul meu în momentul acela spunea, fugi, stai sau fugi. Și m-am gândit că o vorbă spusă cu căldură și arăta că m-am implicat până la capăt, va face din prezența mea, dincolo de vocea mea care nu era în regulă, un moment bun. Și s-a dovedit că a fost tot un moment luminos, pentru că în interior asta era o lumină, dar dumneavoastră știți ce s-a întâmplat în existența... Sper că nu cu mine vorbești, cu dumneavoastră, având în vedere că noi suntem prietene și ne știm. Eu mă gândeam că tu te adresezi invitațiilor. Era cu tine, da, cu tine vorbeam cu dumneavoastră. Știi cât de mult, era profundă. Cât de mult te apreciez era și profundă. Că nu întâmplător Dumnezeu ne-a făcut să ne întâlnim. Și ce pot să spun, dragii mei, am văzut acest moment despre care vorbește invitata mea și chiar dacă trupul uneori ne mai joacă feste, exact, ne încearcă să ne pună undeva așa la pământ, dacă pot să spun astfel, și să nu ne lase să dăm tot ceea ce avem mai frumos în interiorul nostru, eu știu că sufletul tău, acel suflet luminos care a trecut și prin zile cu soare și prin zile mai înorate, dar de fiecare dată a știut să scoată lumina la iveală și să ne dăruiască din ceea ce însemni tu ca om, ca artist. Și dragii mei, vreau să vă arăt în fiecare ediție că avem oameni atât de frumoși în comunitatea noastră și nu doar în comunitatea noastră și că putem în cadrul întâlnirilor noastre să descoperim și să redescoperim nu doar
specialiștii, pentru că de asta pun eu întrebarea de fiecare dată. Vreau să descoperim oamenii frumoși. Invitata mea este, dincolo de toate, un exemplu nu doar de om, ci și de profesionist care știe să-și asume inclusiv rolul de mamă în raport cu micuțele pe care le pregătește și care au crescut, pentru că ne mărturiseai în cadrul evenimentului spectacolului care a avut loc în luna trecută, faptul că tu ești acolo și ca mamă și nu doar pentru fiica ta care este o bijuterie și la fel de talentată ca și tine, ești acolo să le oglindești drumul pe mai departe și exact cum spuneai tu, dacă tu ai călcat pe spini, ele acum trebuie să calce pe petale. Cât de frumos! Mulțumesc! Mulțumesc! Ceea ce se construiește este doar de sus, de la Dumnezeu. M-am lăsat purtată de acest, pot să-l numesc har, da? Cu siguranță! Mi-a luat timp să-mi dau seama de ce mie mi-a fost atât de delicat. Uitați cum ai spus, scuze, m-a invitat la emisiunea ta și am spus ok, dar ce pot să spun eu? Ce am eu de spus? Adică de multe ori ai senzația că ești invizibilă. Invizibil. Oamenii modești. Nu neapărat, îmi place să-mi fac treaba bine și cred că asta spune ceva, nu trebuie să... Da, m-ai văzut, mă bucur că m-ai plăcut, am plecat acasă și îmi fac la fel de bine treaba. Dar în momentul în care m-ai văzut și ai spus vreau să vorbim la sfârșit, m-am gândit, o să fie un spectacol, cine știe ce se mai organizează, nici de cum că mă vei invita în emisiunea ta, și am zis, eu? Sunt vizibilă, adică cineva a văzut că eu exist și pot să spun lucruri multe despre evoluția mea în muzică. Mă bucur că sunt aici și poate că fiind prima emisiune, poate că nu am atitudinea cea mai bună, poate nu am... Ești minunată. Nu am ajuns să... Așa cum atunci când vorbești în dintr-o experiență, da? Da, vreau să fiu eu. Deși vă spun sincer, îmi bate inima foarte tare. Asta înseamnă bucurie. Am o senzație că respir, dar mi se blochează respirația. Mă uit la tine cu grație și mă gândesc că data viitoare cu siguranță va fi foarte bine. Îmi voi găsi cuvintele mult mai bine. Însă astăzi, pentru momentul de astăzi, vreau să fiu doar eu, așa cum autentică. Sunt eu. Exact, da. Așa cum te-am văzut eu. Da, poate e o bâlbă, poate este o ceva care nu este în confort, dar Cătălina nu poate fi întotdeauna într-un echilibru perfect, neavând o experiență. Toate lucrurile acestea se fac cu o experiență, dar astăzi sunt... În timp, cu siguranță o să capeți suficientă experiență, inclusiv în prezențele în emisiuni, pentru că ești un om care chiar merită să fie acolo în atenția noastră. Din suflet îți spun că e o bucurie faptul că te-am întâlnit, sincer. Mulțumesc. Și știu că Școala Populară de Arte, primul loc al sufletului meu, cea care este, își dă mâna împreună cu Centrul Județean de Cultură Prahova, academician Eugen Simion, pentru că avem și titulatura aceasta, pot spune că are numai oameni frumoși și sunt sigură că o să iau pe fiecare parte, chiar dacă o să-mi fie un pic mai greu să-i conving. Știu că reușesc pentru dumneavoastră, dragii mei, pentru că Prahova are lucruri de valoare. Muntenia are lucruri de valoare pe care noi trebuie să le vedem și să știm nu doar că există, să ne bucurăm de ele. Dragii mei, a venit timpul să luăm o scurtă pauză publicitară, însă nu plecați nicăieri. În partea, la finalul părții a doua ediției noastre, o să ne bucurăm și de două daruri muzicale. Revenim imediat! Am revenit alături de dumneavoastră, dragii mei, și pentru că vă povesteam în prima parte că avem alături de noi un suflet special, un suflet luminos, o floare de mac, și insist asupra acestui lucru pentru că așa te-am văzut eu. Un om plin de viață,
un suflet care împarte din bucuria cântului și din, ce pot spune, faptul că pentru tine viața, până acum pot spune că am vorbit cu profesorul. Acum vreau să vorbim un pic și cu interpreta de muzică populară. Nu că n-aș fi aceeași persoană, numai că este important pentru noi să aflăm și cam cum a fost la începutul poveștii tale, pentru că știu că nu ți-a fost ușor, că Dumnezeu te-a ales și Dumnezeu te-a susținut în ceea ce trebuia să faci, pentru că noi oarecum povestindu-mi despre ceea ce ai întâmpinat tu pe parcursul carierei, mi-am dat seama că și eu am fost așa la început, într-un alt domeniu, dar cred că începuturile astea care se lasă mai mult muncite, mai mult dospite, dacă pot spune astfel, în cuptorul sufletului, cu siguranță duc la cele mai frumoase roade și oferă oamenilor ceea ce e de acolo de sus programat. Într-adevăr, nu mi-a fost ușor. Eu vin dintr-o familie cu 5 frați. Una dintre surorile mele, de fapt eu aveam 14 ani, ea 13 ani, cânta și ea. Ea cânta, întotdeauna o vedeam mai pregătită, mai special, așa o vedeam. Eu nu știu dacă ea a realizat ce simțeam eu pentru ea atunci. Parcursul ei inițial a fost unul foarte scurt și ea a avut ocazia să ia la școala de arte, se făceau preselecții pentru înființarea, cred că prima clasă de canto din perioada aceea. Nu mai știu, aveam 14 ani, n-am decât 42 acum. Mulți înainte, cu sănătate. Mulțumesc, de obicei nu se spune vârsta, dar ce să ne mai ascundem, după ce să ne mai ascundem? Ne-o asumăm pentru că nu ne-o arătăm. Da, ce să spun... Da, este vârsta mea, este regulă așa cum este. Sunt bucuriile tale. Da, și aici a fost un dezechilibru pentru că eu nu am luat acea preselecție. Ea a mers la școală, eu nu am mers la școală și au fost niște dezacorduri. Da? Și am reluat, este o poveste lungă, am reluat undeva la vârsta de 17-18 ani, am început... să studiez din nou, am făcut orgă, am făcut și canto, însă ce pot să vă spun, nu acuz pe nimeni, așa era atunci, așa au stat lucrurile pentru mine, fără așa prelung, nu am avut ceea ce aveam eu nevoie. Tehnica pe care am învățat-o poate a existat, poate nu a existat, într-adevăr, ce mi s-a schimbat pe la facultate, am mai văzut niște modificări, și a fost delicat, pentru că atunci când tu ești autodidact, în mare parte din timp, lucrurile se învață greșit. Dar asta nu m-a împiedicat și la vârsta de 38 de ani să o iau de la început în cunoașterea tehnicii vocale. De ce spun cunoașterea tehnicii vocale? Pentru că atunci când nu știm să ne folosim instrumentul într-un mod corespunzător, ne îmbolnăvim. Vocea noastră nu mai este ceea ce avem nevoie. Instrumentul nu-și mai poate face treaba corespunzător și când ai nevoie mai mult de... Nu vorbesc despre o răceală, care și atunci există mici trucuri, nu mai poți să faci ceea ce ai tu nevoie. Nu mai spunem de cântat, că nu mai poți nici măcar să te prezinți într-o vorbire pentru copiii tăi. Deci nu am avut, să mă întorc, nu am avut un sprijin extraordinar și dacă vrei să spun, am fost și m-am considerat foarte multă vreme un om care a stat exact ascuns, invizibil. Mă consider unul dintre, îmi pare rău că o să spun asta și nu știu pe cine poate o să supăr, dar nu am fost văzută. Sunt, consider din punctul meu de vedere... cu iertarea de rigoare. O să-mi cer scuze. Nu am fost văzută. Dar nu am fost văzută. Așa cum m-ai văzut tu, eu zic așa, ești ucenic un an, 2, 3, 5, 10. Dom'le, da, am 20 de ani. Să nu ți se deschidă ușa asta. Pentru mine, întorcându-mă la școala de arte, s-a întâmplat ca domnul Văcărelu de la Drajna, acolo mi-am făcut o bună parte din ucenicie, pentru că la Măniciu nu era un ansamblu,
în perioada aceea și mergeam la Drajna, am mers în concursuri, am mers în festivaluri, am mers unde am fost chemată. A fost omul care mi-a deschis și o poartă către școala de arte. Eu așa am ajuns la școala de arte, când era domnul Manolache, era director. După aceea, ușor, ușor, lucrurile s-au așezat. Poate că era o prioritate, nu mai mi-amintesc foarte bine sau n-am văzut lucrurile prea bine, pentru că în simplitatea mea am stat acolo, la țară, să-mi fac treaba bine acolo. Nu aveam curajul psihologic, nu știu, poate, sunt multe de spus, de a mai ieși în față. Că dacă tot ești îndesat, adică să încolo, ieși din sfera profesorului, să arăți, să ne arăți și cine este cu adevărat interpreta da, de muzică da, populară. Da. Nu, ca profesor, de multe ori am fost ok, am fost văzută, dar ca interpret, nu prea. Ne bucurăm de timpurile pe care le trăim acum și de faptul că avem foarte multe... Eu, pentru că prezint evenimentele Centrului Județean de Cultură, și vă pregătesc o surpriză, nu vă spun încă despre ce este vorba, dar o să fie o surpriză importantă și frumoasă și o mare bucurie pentru noi, pentru prahoveni, un cadou de suflet, vă pot spune, dar o să vă spun la momentul respectiv despre ce e vorba. Tu vei fi alături de noi în evenimentele care vor urma, pentru că meriți să fii acolo, pentru că din fericire avem oamenii care să ne susțină, exact, și colegii care să fie parte din această frumoasă familie care, ce pot spune, oamenii care sunt astăzi la conducerea instituției, trebuie să recunoaștem faptul că, și mă refer aici la domnul manager, la colegul nostru Claudiu Dăsaru, cel care ne susține de fiecare dată și dacă nu avem noi suficient curaj, tot reușește el să ne dea puțin vânt în aripi și să ne facă să uneori și să ne forțeze să le deschidem pentru a putea zbura, pentru că el m-a provocat prima oară să prezint evenimentul Centrului Județean de Cultură și am zis wow, emoții mari, dar am reușit și pot să vă spun că niciodată nu trebuie să abandonăm ceea ce ni se oferă și ceea ce simțim în sufletele noastre că trebuie făcut. Vă îndemn, dragii mei, să vă urmați sufletele, pentru că acolo în suflet ne vorbește Dumnezeu de fiecare dată. Mă bucur că ai spus, da? Mă întorc la tine din nou, cuvinte atât de frumoase. Domnul manager este, tăcere pentru mine, omul care mi-a deschis ușa cel mai larg. Într-adevăr, poate așa a fost parcursul meu și aveam nevoie, poate eu nu eram pregătită, ca să nu dau vina în exterior, cine știe. Atunci a fost momentul în care să strălucești. S-a căutat, tot timpul acesta m-am căutat pe mine, însă vezi că fără oamenii potriviți, tu tot noți în niște ape, într-un fel... Dar acum nu pot decât să mă bucur. Într-adevăr, avem un colectiv extraordinar la școala de arte. Suntem o familie, așa îmi place să spun. Într-adevăr, iar din familia aceasta, pentru că eu sunt din Măneciu, da, și nu sunt un colaborator, sunt un angajat al școlii populare de peste 22 de ani. Dar vedeți, nu mi s-a transmis neapărat că eu sunt, poate nu am văzut, poate eu nu-mi dădeam seama că fac parte din familia aceasta atât de profund, sau poate nu se întâmplau lucrurile atât de profund ca în ziua de astăzi. Pe mine, domnul Claudiu, când era șef serviciu, dacă mi-aduc bine, da, e bună titulatura, da? Eu eram surprinsă când îl auzeam la telefon, spunându-mi un la mulți ani de 1 martie, ca să încep de Crăciun, de 1 martie, de nu știu ce sărbătoare, de ziua mea, ce faceți, cum sunteți, în pandemie aveți tot ce vă trebuie pentru a vă desfășura orele, dacă... Cine mai face asta? Eu spun că oamenii aceștia pe care îi întâlnim noi și care ne sunt ca niște raze de speranță, de lumină, de soare, putem spune și astfel, sunt cei pe care noi trebuie să-i luăm ca exemple. Și nu contează vârsta pe care o are exemplul pe care am vrea să-l urmăm. De multe ori pentru mine mărturisesc faptul că și copiii
sunt exemplele mele. Pentru că nu se știe niciodată Dumnezeu prin cine vrea să ne dea un mesaj, să ne arate ceva. Și atunci când sunt oamenii pe care chiar pot să contezi, înseamnă enorm. Pentru că de multe ori, mi s-a întâmplat și mie și sunt sigură că și ție și dumneavoastră, e important să fie oamenii care să ne dea încredere în noi atunci când noi nu mai avem suficientă încredere în forțele proprii. Într-adevăr, dumnealui pentru mine asta a făcut și fetele, Anca, care îi mulțumesc pentru Anca recomandare, da, fetele colega din noastră. Secretariat Contabilitate, într-adevăr, acum chiar mă simt acasă și de fiecare dată mi se spune vină mai des. Să vii mai des. Într-adevăr, timpul meu lucrând e mai delicat de ajuns în cursul săptămânii, dar când ne vedem, o facem cu atâta dragoste și te simți foarte, foarte bine, te simți protejat, simți că faci și parte din locul acesta care școala de arte prezent este acasă. Da, recomand locul acesta. Da, și vă recomandăm cursurile pentru că fiind o instituție ce aparține statului, avem toate condițiile pentru a vă primi așa cum trebuie și a vă fi alături nu doar ca profesioniști, ci și ca părți din familie, pentru că vorbeam și cu colega noastră, cu Raluca Ogneanu, un alt profesor deosebit al Școlii Populare de Arte și o foarte bună prietenă, pe care ați văzut-o și o să o mai revedeți și într-o altă ediție a emisiunii noastre. Este extrem de important să știm că suntem uniți și că suntem acolo unii lângă ceilalți și oamenii frumoși, e important să meargă împreună, pentru că doar așa putem stabili un parcurs și să fim acolo pentru dumneavoastră, la fel cum suntem în fiecare ediție alături de dumneavoastră, cu un mesaj bun, cu o speranță și, de ce nu, cu un timp de calitate petrecut împreună, pentru că noi tind să cred că devenim oarecum nemuritori atunci când dăruim părți din sufletele noastre prin tot ceea ce facem și spun despre fiecare ediție căreia îi dăm împreună viață că este o frumoasă filă din albumul cu amintiri al sufletului meu, dar și al sufletelor invitaților mei, pentru că fiecare e parte din această frumoasă poveste cu iubire pe care încerc să o brodez de fiecare dată și pot spune că tu nu ai fost aleasă întâmplător în această ediție, ai fost aleasă de acolo, de sus, de undeva. Eu le mărturiseam invitaților mei faptul că îl rog pe Dumnezeu să-mi arate de fiecare dată pe cine ar trebui să vă aduc aproape de suflet și îmi dă sfaturi bune, cred eu. Da, într-adevăr, cred că ai avut invitații de calitate, pentru că tu ești un om de calitate și cu siguranță poți atrage oameni la fel de speciali ca tine. Ești sinceră să fiu... Nu mă lăuda, că o să mă înroșesc, te rog. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu ne lăudăm. Nu este vorba de a lăuda. Este mai degrabă... așa cum suntem. Dacă eu te văd frumoasă, specială și tu mă vezi floare de mac, nu pot să spun decât... Ce ți-am zis? Eu iubesc macii pentru că iubea bunica mea, de fapt. Asta e ideea. Super! Cu ocazia asta... Tot din aceeași zonă venită. Scuze! Da, ne cerem scuze, așa se mai întâmplă când uităm să ne dăm telefoanele. Era pe silențios, dar se pare că mi-am pus o alarmă, da. Cine știe. Grupul meu vocal, așa cum îți povesteam, poartă numele Flori de Garofiță, tocmai pentru că eu cred despre floarea de garofiță că este frumos colorată, aceea de curte, lila. Și frumos mirositoare, din ce mi-am amintit. Foarte parfumată. Deși este firavă, poate să răzbată printre pietre unde ea crește și... Cred că așa mă văd eu pe mine, sensibilă, frumoasă, parfumată, delicată și mi-am construit drumul, chiar dacă a fost, nu a fost întotdeauna așa lin.
drept. Vreau să-ți mulțumesc nu doar pentru faptul că ne-ai împărtășit atât de frumos din poveștile pe care le porți în suflet despre secretele succesului tău, ci și pentru cuvintele pe care mi le-ai spus mai devreme, pentru că ești parte din, acum ești parte din sufletul meu și din acest album despre care vă povesteam, dragii mei. Și nu vreau să încheiem, mai avem foarte puțin timp, dar nu vreau să încheiem, vă mărturisim faptul că de obicei nu facem lucrul acesta, dar noi suntem gospodari și facem edițiile, le pregătim cu o săptămână înainte astăzi, pentru că este 8 martie, singura dată când o să spun când am făcut înregistrarea. Vreau neapărat să ne arăți ceea ce ai acolo de la copilașii tăi minunați, fetița și băiețelul tău. M-am gândit că... De fapt, nu m-am gândit neapărat că o să prezint aceste mărțișoare. M-am gândit să iau cu mine astăzi în emisiune. Da, o pentru, să te rog să le ridici pentru... un pic, pentru că la noi aici e marea problemă. Uitați, acesta este Tudor, care ieri, fiind 7 martie, am plinit 6 ani. Mulți înainte și astăzi, să fie sănătos. De dimineață am fost la serbărica lui și... Aici o am pe Alexia, da, care mi-a făcut un tablou. Da, un tablou. O să te rog să arăți la cameră. Da. Așa arată un tablou, da. Și să vedeți cum arătam eu, copil fiind. Interesant cum a ales. Bineînțeles că mi-am și scris aici lucruri. Cum arătam eu în... sau cum am arătat... Mi-a făcut așa o descriere în timp. Pe repede înainte, cred eu, dar pentru mine a fost, un dar de suflet. A fost un dar extraordinar. Și îți mulțumim pentru darul prezenței tale. Sunt 100% sigură că te-am iubit din prima mea clipă, de la prima respirație. Continui să o fac până la ultima. Adică acesta este un copil de 15 ani, nu pot descrie ceea ce simt cu adevărat atunci când conștientizez în profunzime faptul că tu, acest om minunat, reprezinti sufletul fără de care inima mea nu poate concepe viața. Nu vreau să încep să plângi. Nu am avut timp să le citesc așa profund, nu o să plâng, dar aceasta este Cătălina. Nu știu minunat. Câți ani aveam, nu mai mi-aduc aminte, dar eram micuță. Da, o rază de lumină și de bucurie și îți mulțumim pentru că ai fost parte din ediția noastră de astăzi. M-am emoționat. Emoția e cea mai mare și cea mai frumoasă bucurie. Dragii mei, pentru că a venit momentul să ne luăm rămas bun, vreau să vă oferim cele două daruri muzicale, să vă bucurați de viață, să vă fie sufletele o veșnică primăvară și până data viitoare vă îmbrățișez cu mult drag și vă doresc toate cele bune. Sub salcă mă întâlnesc cu neica în drum, măi, și mă întreabă încetinel dacă vreau să merg cu el, măi, printre flori și iarbă verde, unde nimeni nu ne vede, printre flori și iarbă deasă, neică dragostea-i frumoasă. Dragostea-i frumoasă.
și eu un dor pe lume și nu pot să-l spun la nimeni. Am să-l spun noaptea la stele, să-mi știe grijile mele. Poate află și neicuța și vine să-și ia mândruța. Să te scoată el din boală.